Ascultăm cuvântul Domnului. În seara aceasta vom citi din Evanghelia după Luca, capitolul 13, începând cu versetul 22. Luca 13, versetul 22. Iisus, umblând prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis: Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns: Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa, și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el vă va zice: Nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți: Noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde: Vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Vor fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe proroci în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei ce de pe urmă care vor fi cei din tâi. Și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Amin. Să ocupăm locurile. Domnul Iisus mergea din sat în sat, din localitate în localitate. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, umbla prin cetăți și prin sate. Și predica Evanghelia peste tot unde se ducea, vorbea cuvântul lui Dumnezeu. Multe dintre cuvântările sale erau pilde. Chiar înainte de a avea loc discuția aceasta între Mântuitorul și cineva care punea întrebări, a spus pilda grăuntelui de muștar și a aluatului. A vorbit despre împărăția lui Dumnezeu că se aseamănă cu un grăunte de muștar foarte mic, o sămânță foarte mică, care semănată va crește un copac foarte mare. Apoi a continuat și a spus: Împărăția lui Dumnezeu este ca un aluat pus într-o plămădeală foarte mare și până va crește și va dospi toată plămădeala aceea, se va înmulți și va penetra toată plămădeala aceea. Bineînțeles că ideea ascultătorilor a fost că împărăția lui Dumnezeu va fi ceva foarte mare, va cuprinde toată lumea, vor intra foarte mulți oameni în ea. Și atunci s-a născut în mod normal, natural, întrebarea aceasta unuia din norod, care călătorea probabil împreună cu Domnul și a zis: Doamne, oare puțin sunt acei care sunt pe calea mântuirii? Oare sunt mulți sau puțini care vor fi mântuiți? Nu credeți că aceasta este o întrebare foarte contemporană? Foarte mulți dintre noi ne întrebăm: oare așa mulți creștini sunt, nu? Așa multe religii sunt. Oare sunt mulți sau puțini aceia care vor intra în împărăția cerurilor? De aceea, în seara aceasta, subiectul meu l-am intitulat: Ce este creștinismul? Ce este creștinismul? Am dat de necazuri cu cei de la Credo, pentru că predicile noastre sunt transmise sâmbăta, seara de la 7, pe Credo în România, acolo unde se recepționează Credo. Și de multe ori am luat imagini unde le-am găsit și eu și am încurcat-o, pentru că sunt imagini care au drepturi de autor, nu? Și nu totdeauna știi că ai voie să le folosești sau nu. Ei bine, după ce au fost amendați cei de la Credo pentru păcatele mele, și e grozav să fie pedepsit altcineva pentru păcatele tale, nu? E nemaipomenit. Eu am scăpat de data asta, dar au fost ei prinși, de aceea am început să pun de acum fotografii care le fac eu, că aici nu se mai poate lega nimeni de mine, și am găsit o imagine aceasta din țara Oașului, din cel mai prosper sat din Oaș, de la Certeze. Să știți că nu numai casele oamenilor sunt foarte mari și bogate și frumoase, dar și casa Domnului, biserica, este la mare înălțime în satul acesta.
Bineînțeles că trecând pe lângă biserici, văzând biserici, catedrale, dacă vizitezi capitalele europene, ești uimit de marele catedrale ale Europei. Este suficient să te duci la Roma, să vezi Vaticanul, nu? Să ți se pună întrebarea aceasta, oare sunt mulți sau puțini cei care sunt mântuiți? Ce este creștinismul în ultimă instanță? Pentru că noi asociem a fi creștin, nu, cu religia creștină. Mai ales noi românii spune că noi ne-am născut creștini, așa-i? Era un preot ortodox român care spunea că națiunea noastră e creștină de peste 2000 de ani. Deci chiar înainte de creștinism noi suntem creștini. Unii spun că de la Zamolse, nu, zeul dacilor, de acolo am căpătat deja învățătura precreștină și suntem creștini înainte de a veni creștinismul la noi. Am fost în cimitirul Vesel de la Săpânța și am stat, cred că vreo 2 ore. Am făcut sute de fotografii în cimitirul acela, minunându-mă de culorile și de iscusința poetului care a găsit ceva drăguț și adevărat uneori de spus despre fiecare dintre morții aceia. Bineînțeles că toți au cruce la cap, toți au murit creștini, așa este? Toți au nădejdea vieții veșnice, mai ales rudele care le-au făcut asemenea morminte foarte frumoase. Este oare adevărat, toți care ne numim creștini, suntem creștini? Oare ăsta este creștinismul, faptul că aparținem unei biserici care se cheamă creștine? Că ne-am născut într-o țară care se numește creștină? Avem voie oare să confundăm numele acesta, titlul ăsta, cu adevărata credință pe care ar trebui să o avem? Textul din această seară, cu toate că scopul pentru care Domnul a spus este altul, totuși el vorbește despre esența creștinismului, pentru că sunt 3 chestiuni aici pe care vreau să le discut în această seară. Unii dintre oameni văd în creștinism dar o simplă părtășie sacramentală. Iată ce spune ei. Noi am mâncat și am băut în fața ta. Spune, Domnul, va veni o zi când ușile împărăției lui Dumnezeu se vor închide și vă veți trezi pe din afară. Și atunci vă veți duce să bateți în porțile lui Dumnezeu și veți invoca lucrurile astea. Noi am mâncat și am băut în fața ta. Deschide-ne! Noi suntem creștini pentru că am participat la un eveniment sacru. Noi suntem creștini pentru că am participat la cina Domnului, nu la Eucarist, la Masul Catolic. Am fost la biserică, noi ne-am împărtășit. Noi facem parte dintr-o religie în care am mâncat și am băut în fața ta. Am avut părtășie cu ceilalți sfinți la masă înaintea ta. Noi suntem creștini, deschide-ne! Pentru că sunt unii oameni care cred că a fi creștin este să aparții unei organizații creștine, să aparții unei biserici, să faci parte la o părtășie sacramentală cu alți creștini. Nu-i așa? Noi am mâncat și am băut în fața ta. Noi am luat cina Domnului. Un catolic care este serios cu religia lui, el ia cina Domnului în fiecare duminică. Ori de câte ori se duce la biserică, el participă la cina Domnului, pentru că esența credinței lui este aceasta. Preotul îl jertfește pe Hristos de fiecare dată, fiecare duminică, pentru creștinul care participă. Și în felul ăsta el își primește mântuirea din nou și din nou din această jertfă perpetuă a lui Hristos, care este conținută în cina Domnului, în masul catolic. De aceea nu este slujbă catolică fără această, din nou, cina Domnului sau Eucaristul, în care Hristos din nou este jertfit pentru cel care ia cina Domnului.
Părtășia creștină, indiferent cât de sacră este ea, este faină, este excelentă, avem nevoie de ea, dar nu este suficientă să ne garanteze intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Părtășia creștină este dulce, ne place și este extraordinară și mai ales când ne întâlnim la mese de dragoste, nu? Sau la întâlnirile noastre cu prietenii, este grozav. Părtășia ne face să nu mai fim singuri. Ne face să ne integrăm mai ușor în biserică, în trupul lui Hristos. Putem să ne sprijinim unul pe celălalt atunci când avem necazuri, nu? You have somebody to lean on, nu? Știți cântarea aceea, lean on me. E grozav să ai pe cineva, să te poți sprijini pe el atunci când dă necazul peste tine. Dar atunci când părtășia noastră creștină, nu? Este lipsită de sfințenia personală și de o relație corectă cu Hristos, ea nu folosește la nimic. Aduceți-vă aminte de părtășia fraților din Corint, nu? Se întâlneau la cina Domnului. Ori de câte ori se întâlneau, făceau cina Domnului. Duceau mâncare de acasă și foarte curând, pentru că nu aveau o relație corectă cu Domnul, n-au mai avut o relație corectă unul cu celălalt. S-au separat, bogații cu bogații, păi doar nu mănâncă săracul ăla care duce bucat de cine știe ce, nu? Pită uscată la cina Domnului, doar nu o să mănânce curcanul meu, nu? O să-l împar curcanul cu alți care duc curcani. Așa că în Corint se separaseră bogații de săraci și unii se îndopau de-a binelea la mesele acestea de dragoste, la agapele acelea, dar, spune Sfânta Scriptură, că duceau și băuturi de acasă și unii plecau beți de la Sfânta Părtășie creștină. Biserica din Corint este exemplu clar în care părtășia poate să ducă la lucruri periculoase și să desfințeze practic biserica adevărată prin faptul că întâlnirile ajung să fie folosite cum nu trebuie. Adunarea la oaltă ar trebui să ne facă mai buni. Și zicea Apostolul Pavel, îmi pare rău, dar voi vă adunați la oaltă să vă faceți mai răi. De când aveți sfânta asta părtășie sacramentală, așa, voi ați deveni mai răi. Ce se întâmplă cu cercul prietenilor mei? Ce se întâmplă cu întâlnirile noastre de cafea? Eu știu, escapadele noastre de pescui sau cine știe ce altele, ce se întâmplă cu noi? Ne fac mai buni sau mai răi? Dacă ne fac mai răi, părtășia asta nu ne va folosi, pentru că nu ne putem duce înaintea Domnului să spune, Doamne, eu am ieșit la pescuit cu pastorul bisericii. Nici pastorul și nici materea nu o să intrăm acolo. Dacă nu ne-am făcut mai buni, dacă relația noastră cu Hristos nu este cea care trebuie. Părtășia sacramentală nu este suficientă să ne mântuiască. Fără o viață schimbată, fără nașterea din nou, nu este suficient să aparții cele mai istorice biserici, cu cele mai multe sacramente posibile, cu cele mai mulți sfinți și obiceiuri și sărbători, una mai grozavă ca cealaltă. Nu folosește la nimic. Nu poți să vii înaintea Domnului și să bați la poarta cerului și să spui, Doamne, dar eu sunt membru în biserica Agape. Noi ne-am întâlnit și am mâncat mititei și Domnul nu o să ne cunoască după asta. Pentru că Domnul pretinde altceva de la noi, vrea El să se întâlnească cu noi mai întâi ca să ne întâlnim noi unul cu celălalt. Dacă nu are loc o întâlnire între mine și Domnul, o părtășie între mine și Domnul, părtășia mea cu ceilalți nu mă ajută cu nimica. Domnul nu știe de unde sunt acești oameni. Interesant, în altă evanghelie spunea Domnul, nu vă cunosc. Dar aici spune, nu știu de unde sunteți. Este unul și același lucru, nu-i așa? Când cineva spune, nu știu de unde să te iau, nu știu de unde ești, el practic spune, nu te cunosc, nu te recunosc cine ești. Părtășia Sfinților este o mare binecuvântare. Atunci când cei care se adună la oaltă îl cunosc și pe Domnul, sunt în părtășie și cu Domnul. Și adunarea aceea la oaltă
contribuie la o cunoaștere a Domnului și la întărirea legăturilor noastre cu Hristos. Cina Domnului devine părtășie sfântă cu Domnul ori de câte ori o luăm. Dar în același timp, ea luată cum nu trebuie, nu? Unii dorm, alții au murit, nu? Pentru că nu s-au cercetat pe ei înșiși când au participat la această sfântă părtășie. Deci nu putem invoca faptul că aparținem unei biserici, că exercităm o anumită, eu știu, liturghie religioasă, să spunem că suntem creștini. Nu este suficient participarea mea sau integrarea mea într-o structură religioasă oarecare. Pentru Domnul nu ține un asemenea argument. Nu putem să spunem, noi am mâncat și am băut înaintea ta. M-am adunat cu toți sfinții tăi la oaltă și am luat cina Domnului. Nu ține asta la Domnul. Domnul are altceva mult mai important și așteaptă ceva mult mai important de la fiecare dintre noi. Observați un al doilea argument care iarăși nu ține și porțile cerului nu se deschid, este următorul. Unii nu văd în creștinism decât îmbrățișarea unui crez. În ulițele noastre ai învățat pe norod, pe norod, spuneau acești oameni. Noi am participat la procesul acesta de învățare, pentru că sunt unii oameni care cred că a fi creștin este să înveți ceea ce știu creștinii. Citești Biblia, citești doctrina lor, nu? O asimilezi, o știi și ești creștin. Din păcate, la lucrul ăsta contribuim și noi ca biserică. Facem studii biblice și nu este rău că le facem. Dar dacă oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu și cunosc numai despre Dumnezeu, n-am făcut mare lucru. Când oamenii cunosc despre Dumnezeu, devin religioși sau farisei. Pe când oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu devin credincioși adevărați, adevărații creștini. Îl cunosc pe Dumnezeu și nu cunosc despre Dumnezeu. Creștinismul, e adevărat, are o doctrină. Dar creștinismul nostru nu este doar un set de învățături, nu este numai o doctrină. Îmi plăcea o soră mai în vârstă din județul Bihor, spunea detronă la doctrină, detronă, detrona, zicea ea. Creștinismul nu este o detronă, nu este o doctrină, nu? Pe care o asimilezi, o înveți, te duci la școală, la școala duminicală, înveți 1, 2, 3, 4, toate punctele și regulă. Unii cred că pot deveni creștini așa. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Așa scrie în Biblie, nu-i așa? Dar se întâmplă ceva cu viața noastră atunci când auzim cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt ne transformă. Nu putem să fim doar informați, trebuie să fim transformați de cuvântul lui Dumnezeu. Nenorocirea este că biserica de astăzi apreciază tot mai mult pe cei care diseminează tot mai multe informații în masă, nu? Mergem să ascultăm predicatorii, cei mai grozavi, nu? Ne ducem la anumită biserică să auzim pe marele predicator. Și atunci, cu cât ne umplem capul cu mai multe informații, credem că suntem mai creștini. Suntem mai informați, atâta tot. Dar se întâmplă un paradox. Oamenii care sunt cei mai informați sunt mai puțin transformați de acel cuvânt. Mari teologi ai secolului trecut, de exemplu, teologii liberali, erau cei mai informați despre Scriptură. Erau bețivi, erau cu droguri, divorțați de nu știu câte ori, cu pipa în gură, înjurau și erau mai nepocăiți ca orice nepocăit. Dar erau teologi. Predau la școală religia creștină. Mulți dintre copiii noștri se duc la colegiurile seculare și dacă vor să ia Noul Testament sau Vechiul Testament, au câte un profesor care numai creștin nu-i. Știe foarte multe despre creștinism. Știe Noul Testament foarte bine, Vechiul Testament, istorie biblică, tot ce vrei știe. Cunoaște foarte multe despre Dumnezeu, numai pe Dumnezeu nu-L cunoaște. Este foarte ușor să cădem în trapa aceasta. Cu cât cunoaște mai mult despre Dumnezeu, suntem mai creștini. Fals.
Foarte fals. Sunt oameni care sunt foarte creștini, care cunosc puțin despre Domnul, dar îl cunosc mult pe Domnul. Este câte o bătrânică din aceea, când un sat din România, care îl cunoaște pe Dumnezeu, cum 10 teologi liberali la oaltă nu l-au cunoscut și nu îl vor cunoaște niciodată. A-l cunoaște pe Dumnezeu este la îndemâna fiecăruia dintre noi. Nu trebuie să avem complexe de inferioritate. O, eu nu sunt cu școală, eu nu sunt așa teolog, mie nu merge, nu-mi place mintea, nu-mi place să citesc două pagini și adorm. Nu? N-am citit în viața mea decât cartea de telefon. Nu contează asta. Nu contează. Tu poți să-L cunoști pe Dumnezeu tot la fel de bine ca și ăla cu nu știu câte diplome de facultăți. Nu realizările tale intelectuale înseamnă creștinism. Nu cât cunoști tu despre Dumnezeu, ci cât cunoști tu pe Dumnezeu, asta înseamnă religia ta creștină. Și asta este la îndemâna oricăruia dintre noi. Știți că Sfânta Scriptură spune că nici ăia proști nu se rătocesc pe calea lui Dumnezeu, nici oamenii că n-au multă minte. Câți dintre dumneavoastră l-ați văzut pe Forrest Gump? Forrest Gump. O să veniți la comitet dacă vă uitați la film. Forrest Gump este un exemplu extraordinar. Un om care nu are multă minte, ok? Dar are o inimă extraordinară. Omul ăsta cunoaște despre împărăția lui Dumnezeu ceea ce nu cunosc mari profesori universitari. Pentru că în mintea lui slabă și puțină, omul ăsta s-a lăsat transformat de puținele lucruri care el le-a prins din această lume, s-a transformat și a devenit un om bun. A devenit un suflet nobil. Nu performanțele noastre intelectuale, ci creștinismul înseamnă cât Dumnezeu cunosc, cât Iisus Hristos cunosc. Când biserica devine o școală, ea este mai degrabă o deformare a creștinismului. O deformare a creștinismului. Dacă biserica nu te ajută să-L cunoști pe Dumnezeu, nu te va ajuta cu nimic să știi foarte multe despre El. Vei bate într-o zi la poarta cerului și vei spune și tu: Doamne, dar în ulița noastră, în strada noastră, în biserica noastră, te-am auzit cum ai predat lecții teologice, studii biblice. Nu este suficient. Poți să spui toate doctrinele pe rând. Nu este suficient. Nu știu cine sunteți. Sunt biserici în care oamenii se duc cu caietul de notițe, nu? De obicei le cheamă Bible Church. Iau notițe la fiecare predică. Dacă se întâmplă ceva cu ei și cuvântul acesta devine cuvântul viu, rema, cuvântul care transformă, care te schimbă, atunci se merită să te duci la asemenea școală. Dar dacă aduni numai informații, dacă aduni numai căiete cu predici, în România am cunoscut împreună cu soția pe cineva care umbla cu o geantă pline cu căietele, cu predici ale fratelui Alexa și Tit Popovici. Și dacă îl punea cineva la predică, scotea un căiet de ala și ne citea o predică de la Tit Popovici. Super! Nemaipomenite! Le știa pe de rost, peste toate. Și spunea că a fost invitat la o biserică mică, cu foarte puțin, și zicea: mă, Petrică, nici nu s-a meritat să scot căietele de predici din geantă pentru aia. Nu? Om era foarte dotat cu predicile ce le-a ascultat. La Oradea era unul foarte simpatic, se ducea să-l asculte pe fratele Osipson și, domnule, avea o capacitate formidabilă, nota cu cuvânt tot ce spunea predică. Toată predica o nota. Avea o viteză formidabilă de scris. Și bineînțeles, când se ducea undeva, scotea notițele și citea predicile lui fratele Țon. Și era foarte bun la citit. Așa de bun că atunci când fratele Țon spunea, când eram la Oxford, citea și asta, când eram la Oxford, ăsta săracul nici nu știe ce este Oxford. Ok? Putem foarte ușor să ne încărcăm cu informații și să adunăm informații. Să adunăm predici, să le scriem, să le spunem. Nu ne folosesc nimic dacă ele nu ne schimbă, nu ne transformă. Biserica trebuie să fie locul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Cunoașterea despre Dumnezeu, ziceam, produce religie, produce farisei.
și ăștia critică. Cunoașterea lui Dumnezeu produce creștini autentici care cresc din putere în putere și cunosc pe Dumnezeu tot mai mult. Domnul îi va respinge pe cei care au văzut în creștinism doar un set de legi. În altă parte le spune și chiar aici, lucrători ai fără de legii. Interesant. Ăștia știu toate legile, Doamne, Domnule, și lucrători ai fără de legii. Cum poți să spui așa? Când eu cunosc toate legile, să-mi spui că eu sunt al fără de legii. Pentru că nu aplici legile care le cunoști. Nu aplici legile care le cunoști. Știți foarte bine că păcatele noastre se împart în două. Păcate de comitere, nu? Și suntem foarte atenți la astea, toate bisericile. Toți avem un set de reguli să nu comitem asemenea lucruri, nu? Și ne păzim să nu facem păcatele astea. Și bine facem, slăvit să fie Domnul, că avem puțin de a face în bisericile noastre cu oameni care se apucă de băut, de fumat, de femei, de cine știe toate prostiile la rând. Știm bine regulile și le aplicăm. Super! Dar știți că Biblia ne vorbește și de păcate de omitere? Știți că astea sunt cele mai multe în viața noastră? Știți că astea sunt cele mai grave din viața noastră? Știm să facem binele și nu-l facem. Știm că trebuie să spunem cuvinte frumoase și nu le spunem. Știm că trebuie să dăm și nu dăm. Știm că trebuie să ne ducem și nu ne ducem. Astea sunt cele mai grave păcate ale noastre. Oare de ce așa? Pentru că e mult mai bine să practici o religie în care nu faci ceva, nu faci nimic. Nu? Așa e grozav. Mă, de ce ești tu penticostal? Sigur, nu beau, nu fumez, nu dau foc la casa nimănui, nu înjur, nu împuș pe nimeni, nu iau droguri, nu... Super, nemaipomenit, grozav. Dar ce faci tu ca și creștin? Pe aici nu mai știe ce face, că el are o religie care nu face nimic. Nu face nimic. La bolnav nu se duce, bani nu dă, misionar nu merge, să-l ajute pe misionar nu face, de rugat nu se roagă, la biserică vine din când în când. El păcătuiește prin omitere. Prin omitere. Oare de ce este așa? Probabil că am învățat o religie cu un set de reguli. Doamne, în stradă la noi, în uliță la noi, noi așa am învățat. Așa ne-a învățat mama. Și grozav să fie așa. Să respectăm ceea ce am învățat. Dar de ce nu ne-au învățat oare și ce trebuia să facem? Nu? De ce nu știm și lucrurile care trebuie să le facem și nu le facem? Eu tare mă tem că atunci când vom bate la ușa Domnului, mulți o să primească răspunsul ăsta. Nu știu de unde veniți. Doamne, dar n-am fumat, n-am băut, n-am înjurat, n-am bătut pe nimeni, n-am. Și Domnul spune, grozav de bine, dar ce ai făcut? Că eu voiam să mă folosesc de tine. Eu ți-am dat ție resurse financiare și voiam să mă folosesc în biserica mea și n-am putut. Ți-am dat timp la dispoziție și l-ai ținut pentru tine, l-ai folosit pentru tine. Ți-am dat talent și l-ai îngropat și l-ai păstrat numai pentru tine. Ți-am dat o serie de resurse și n-ai făcut nimic cu ele. Nimic ai cu ele. A fi creștin nu înseamnă un set de învățături și mai ales numai alea care n-ai voie să le faci. Poruncile care n-ai voie să faci. Creștinismul înseamnă însă complet altceva. Iată a treia variantă. Creștinismul este o relație personală cu Hristos. Este o implicație aici. Nu știu de unde sunteți, nu vă cunosc. Implicația este, a fi creștin adevărat este să știe Domnul de unde ești. Să te cunoască Domnul. Nu să știi tu despre Domnul, să te cunoască Domnul. Să știe Domnul cine ești tu, de unde vii tu. Când bați la ușa lui, el să știe cine ești tu, de unde vii tu. Să te cunoască Dumnezeu. Asta înseamnă creștinism. O relație personală cu Hristos. După plecarea Domnului la cer, au început
creștinii evrei să se răspândească și să răspândească Evanghelia peste tot. Și spune în Faptele Apostolului 19 că niște iudei au găsit ceva de făcut. Să scoate draci, să scoate demoni. Chema fiul lui Sceva. Probabil Sceva ăsta împreună cu ficiorii lui s-au apucat de scos draci. Meserie bună pe vremea aceea, nu? Și se duceau din loc în loc și porunceau duhurilor rele să iasă afară din oameni. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhurile rele zicând: vă jur pe Dumnezeu, pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară. Interesant. Vă jur pe Iisus pe care îl predică altcineva, nu? Să ieșiți afară. Știți ce au spus duhurile rele? Pe Iisus îl știm și pe Pavel îl știm, dar voi cine sunteți, mai? Și le-a tras o bătaie soră cu moartea. Ok? Le-a tras o bătaie soră cu moartea. Apropo, când am venit în România, am auzit un banc foarte simpatic. Zice, doi prieteni se întâlnesc și zice: mai, am auzit că ai luat o bătaie soră cu moartea în gara la Dej. E adevărat sau nu? Ăla se gândește, oftează, zice: mă, dacă și aia e gară, nu? Dacă și aia e gară, ăștia au vrut să se folosească de numele Domnului Iisus și de numele lui Pavel, nu? Iisus pe care predică Pavel. Și dracii aceia erau deștepți, nu? Pe Iisus îl știm, ne temem de el și pe Pavel îl respectăm, dar voi cine sunteți, Domnule? Și a bătut că i-a făcut măr. S-ar fi plâns ea că nu era gara aia bună la care au luat bătaie, dar au luat o bătaie soră cu moartea. Nu poți să te duci în fața demonilor să vorbești despre un Iisus pe care tu nu-l cunoști, pe care îl cunoaște altcineva. Nu poți să te duci să vorbești despre Iisus pe care îl predică tata, okay? Că tata e pastor. E diacon la biserică. Nu poți să te duci să vorbești despre Iisus pe care îl cunoaște mama sau bunica. Trebuie să fie un Iisus pe care îl cunoști tu. Tu personal. Creștinismul înseamnă o relație a ta personală cu acest Iisus. Nu poți să vorbești despre El numai dacă îl cunoști. Domnul Iisus era foarte cunoscut de demoni. Interesant. Dar nu de oamenii ăștia care voiau să scoate demoni afară cu numele Domnului Iisus. Știți că există în relațiile noastre câteva grade de cunoaștere. Eu pot să spun, știu că am auzit de el. Am oameni despre care am auzit, de pe care nu i-am văzut și nu i-am întâlnit niciodată. Cred că și dumneavoastră aveți din ăștia, nu? Cunoștințe din auzite. Apoi putem să spunem, m-am întâlnit odată cu el, l-am văzut, am dat mâna cu el, știu cine este. Este o cunoaștere din vedere, l-am văzut pe omul acela. Apoi este o cunoaștere, am vorbit cu el, am avut ocazia să stau la masă cu el la o cafea și să vorbesc cu el. Wow! Când a venit regele Mihai la Chicago, nu? A venit la mine la birou, am dat mâna cu regele aproape că nu mi-a mai venit să mă spăl pe mână vreo câteva vreme. Mi-am făcut poză cu el, nu vă dați seama, nu mai pomenit. Am stat la masă cu regele, domnule, nu? Pot să spun, îl cunosc pe regele Mihai, domnule. A fost la mine în birou. Nu? M-am dus la amvon cu el. Am stat lângă el la amvon. Apoi pot să spun despre cineva, sigur că îl cunosc, suntem colegi. Am fost colegi de clasă, am fost colegi de muncă, am lucrat cot la cot în întreprindere atâția ani, ne știm, suntem prieteni. Mai adevărat, mai mult, mai aproape, suntem prieteni. Schimbăm impresii, ne rugăm unul pentru celălalt. Când am un necaz, ăsta sun. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar cred că sunteți tot la fel ca mine, că nu suntem de altă naționalitate. Când dă un necaz peste mine așa, am doi, trei oameni, prieteni la care îndrăznesc să sun. Ăștia sunt prietenii mei de o viață, știu
ce, cine sunt și pot să sun la ei, știu, mă gândesc la ei. Când dau de necazuri, mă gândesc la oamenii ăștia. Fiecare avem. Apoi, putem să spunem cum să nu-l cunosc. E fratele meu, e sora mea, e tata, e mama, sunt membrii familiei. Dar ascultați-mă, există un nivel al cunoașterii mult mai profund care se cheamă soțul sau soția mea. Soțul sau soția mea. Nu există grad de cunoaștere. Știți că în Sfânta Scriptură, până și relațiile intime de dragoste între bărbați și femeie înseamnă cunoaștere. Adam a cunoscut-o pe Eva. Nu există intimitate între două ființe umane, o cunoaștere mai profundă decât a soțului și a soției, între cei doi. No, vreau să vă spun ceva. Știți că Domnul Iisus Hristos nu ne numește nici măcar prietenii săi, noi suntem mireasa lui Hristos. Biserica este mireasa lui Hristos. Hristos este interesat într-o relație, cea mai intimă relație posibilă între mine și El. El vrea să ne cunoaștem așa. O asemenea cunoaștere așteaptă El de la mine. Când intri în relație cu Domnul Iisus, îl primești în inima ta, începi să ai părtășie cu El în fiecare zi, devii parte din mireasa Lui. Este cea mai intimă relație de dragoste care se dezvolte între tine și Dumnezeul tău și Mântuitorul tău. Asta implică o predare totală, o renunțare la toate pentru El. Cred că și noi trebuie să introducem în jurământul de căsătorie a tinerilor din bisericile noastre afirmația aceea, fraza aceea, îi spui mirelui să declare că renunță la toate, la toate celelalte femei din lume pentru asta. La toate. Și când zici toate, uneori înseamnă și mama. Înseamnă frații, surorile, rudele, toate celelalte, nu? A fost un moment în viața mea, relațiile mele de familie, când a trebuit să trag o linie foarte puternică. Le-a spus așa, ascultați-mă aici, ascultați-mă bine ce spun acum. După Dumnezeu din ceruri, a doua ființă, după Dumnezeu din ceruri în viața mea, soția mea. Pe urmă urmează mama, tata, frații, surorile și așa mai departe și să vă intre în cap unde vă e locul. De azi înainte s-a terminat. Am început să am liniște și pace în relațiile de familie, pentru că cineva a tentat întotdeauna să schimbe locurile. Să știți că nici Dumnezeu nu acceptă alte feluri de relații cu noi. Hristos nu acceptă să avem alți Dumnezei mai importanți decât El. Dragostea din tâi înseamnă dragostea numărul unu. El trebuie să rămână dragostea numărul unu a vieții noastre. Și asta înseamnă creștinism. O predare totală. E adevărat, o naștere din nou, o nouă creație, dar o relație profundă cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos. Și relația aceasta este la îndemâna fiecăruia dintre noi. Nu ține de ritualurile noastre religioase și nu ține de intelectul nostru și de formația noastră intelectuală, ține de inima noastră. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele și ochii lui Dumnezeu să găsească plăcere în căile tale. O relație tot mai intimă între tine și Dumnezeu. Ce este creștinismul? Creștinismul nu este participarea la un eveniment sacramental, indiferent cum îl numiți și cum îl formați. Nu este îmbrățișarea unui crez, ci este o relație personală cu Hristos. Creștinismul nu este o religie, ci este o relație. Avem în concluzie, vreau să punem câteva lucruri pe care să le punctăm la încheiere. Creștinismul nu este o religie, ci o relație. Nu este suficient să fim în părtășia unei biserici. Trebuie să avem părtășie cu Iisus. Nu este suficient să cunoaștem despre Iisus, trebuie să-L cunoaștem pe Iisus.
O cunoaștere lipsită de trăire, de împlinire a cuvântului, este o cunoaștere inutilă. Creștinismul nu este o religie, ci este o relație cu Hristos. Relația cu Hristos împlinește cele mai mari nevoi ale ființei noastre umane. Fiecare dintre noi avem nevoia de a fi iubit și a iubi. Dacă între mine și Hristos este împlinită această relație, eu sunt un om fericit. Apoi am nevoia de a cunoaște și de a fi cunoscut. Dacă îl cunosc pe Hristos și Hristos mă cunoaște pe mine, și mai ales în ziua aceea când o să batem la poarta Lui, dacă se va deschide în ziua aceea, intrați, binecuvântați Tatălui. Vă cunosc, știu cine sunteți. Apoi este nevoia de a sluji și a fi slujit și nevoia de a ierta și a fi iertat. Sunt cele patru nevoi fundamentale ale ființei umane. Toate ne le poate împlini Hristos, relația mea cu Hristos. De aceea, în această seară, în încheiere, fac această întrebare. Vrem să fim creștini autentici sau nu? Haideți să începem să-L cunoaștem pe Iisus, să-L căutăm pe Iisus. Îl poți căuta oriunde. De seară sau la noapte, când nu poți să dormi, caută-L. Vorbește cu El. Invită-L să stea de vorbă cu tine. Cheamă-L în viața ta și în familia ta. Stabilește o relație cu El. Va fi cea mai frumoasă relație care va fi cu tine oriunde te duci. S-au dus oamenii în pușcărie, dar s-au dus cu Iisus alături și au fost oameni liberi și au fost oameni fericiți. Pe Iisus nu ți-l poate lua nimeni. Oamenii ne pot lua lucrurile, ne pot lua libertatea, ne pot lua relațiile de familie, ne pot izola, ne pot băga în pușcărie, ne pot trimite în Siberia. Dar Iisus, dacă este cu noi, suntem fericiți și biruitori până la capăt. De asemenea, creștinism avem noi nevoie, care nu este o religie, ci o relație, și o relație cu Iisus Hristos. Numele Lui să fie slăvit în veci. Amin. Îți ridicăm în picioare și să încheiem seara aceasta cu o rugăciune în care să spunem: Doamne, am vrea să avem o relație cu Tine tot mai profundă, tot mai intimă, să Te cunoaștem tot mai mult. Ajută-ne, vorbește-ne, vino la întâlnire atunci când Te chemăm, răspunde-ne când Te invităm în casa noastră, în inima noastră. Haideți să ne rugăm așa cum stăm. Doamne Iisus,